Durerea de părinte l-a făcut pe tatăl Mădălinei Manole să-și piardă cumpătul azi în fața tribunalului București. Le-a adresat cuvinte extrem de grele cuscrilor și fostului său ginere. Și totul pentru că, spune Ion Manole, aceștia nu ar dori să se afle adevărul în cazul morții artistei. Magistrații judecă chiar în aceste clipe o nouă cerere a părinților Mădălinei pentru redeschiderea dosarului în acest caz. Eu niciodată nu vorbesc cu criminali. El nu se consideră nici moral vinovat. El e vesel. El își aleargă și își plimbă iubita în casa lui Mădălina Manole, în țoalele lui Mădălina Manole, în crătițele în bucătăria lui Mădălina Manole. Astăzi, magistrații Tribunalului București trebuie să spună acestui părinte, distrus de durerea pierderii fiicei sale, dacă ancheta în cazul morții Mădălinei Manole va fi reluată. Atât mama cât și tatăl artistei au fost azi în instanță. A venit și Petru Mircea. Declarațiile date de puiul au scos din minți pe Ion Manole. Au nerușinare. Avocatul și el personal, soțul ei, fostul ei soț, să spună că s-a mediatizat prea mult cazul. N-au mai fost, n-au mai murit accidental și alți artiști? Păi Mădălina Manole a murit accidental? Dar el a spus că a fost omorâtă. Părinții Mădălinei au cerut audierea unor marturi care, spun ei, ar avea unele date în cazul morții artistei. În plus, tatăl Mădălinei vrea să afle de ce nu s-ar fi luat ca probă telefonul fiicei sale, de pe care se spune că ar fi trimis mesajul de adio. Ce scupetele de sânge în baie, în bucătărie și pe pereți? La 4 metri de loc unde a găsit-o moartă. Ce a fost acolo, măcel? Totuși, de ce crezi că au contestat începerea urmăririi penale? Trebuie să vorbiți cu soprii mei. Ei au toate datele. Documentare foarte amplă s-a făcut de către lucrătorii de la parchet. Considerăm o soluție justă și sperăm să rămână așa. Eu nu acuz pe Petru Mircea, vreau adevărul. De furia lui Ion Manole nu au scăpat nici părinții lui Puiu, cel care îl îngrijesc acum pe nepotul său, fiul Mădălinei. Acest șobolan care se ascund și fug cu copilul de noi, îl pune paravan. Mi-a transmis că atâta timp cât îl bănui de ceva pe el, pe Petru Mircea, nu-mi dă copilul să-l văd. Instanța a rămas în pronunțare.